drepturilor fundamentale, evident, acestea trebuie să fie considerate în primul rând în procesul politic. Acolo începe totul. Însă, dacă după aceea cetățenii se plâng, spunând că anumite drepturi fundamentale nu au fost suficient de respectate pe durata procesului politic, dintr-un motiv sau altul, atunci ar trebui să aibă ocazia și posibilitatea să meargă la un tribunal și să roage acel tribunal să intervină. Situația se complică. Să mergi la un tribunal național sau la o curte europeană în caz de încălcare a cartei. Totuși, consider că aceste intersectări sunt inevitabile. Sunt parte a sistemului. Dreptul național și dreptul european nu sunt domenii complet separate, nu există în izolare totală unul față de celălalt. E de dorit o anumită combinare a lor, anumite domenii sunt naționale, altele europene, altele mixte. Asta dorim. Și a fost conceput dreptul european și pe asta se bazează și întreaga Uniune Europeană. În ceea ce privește dreptul la proprietate și protejarea proprietății, după cum spuneam în intervenția mea, aceasta era protejată prin precedentele din dreptul european. Exista acolo, înaintea cartei. Asta ar fi răspunsul meu. Vă mulțumesc. Nu există lacune în dreptul fundamental. Problema este să știi care este calea potrivită pentru a proteja aceste drepturi, fie că e vorba de jurisdicția națională și apoi Strasburg, Curtea de la Strasburg, fie calea Cartei Europene și apoi eventual Luxemburgul. Deci dificultatea nu este să-i spui cetățeanului că n-are drepturi, ci să-l ghidezi pe calea cea bună pentru a-și apăra aceste drepturi. În al doilea rând, s-a vorbit de valori și de articolul 7. Aș vrea să fiu foarte clar aici. Este vorba efectiv de o protecție care se oferă în cazuri excepționale. Dar nu este adevărat că criteriile de Copenhaga nu pot fi invocate în cazul violării grave și persistente a drepturilor fundamentale, pentru că Tratatul de la Lisabona introduce criteria de la Copenhaga prin articolul 2, unde se vorbește de valori. Și în cazul încălcării valorilor, dacă statele membre încalcă aceste valori, atunci procedurile articolului 7 se pun în mișcare. Și ele nu sunt umilitoare, ca să spun așa. Prima procedură este amenințarea de a examina situația. Deci nu e în niciun caz o condamnare pentru statul vizat. Se încearcă o rezolvare amiabilă a problemei împreună cu acest stat. De aceea mă surprinde că în trecut, când nu aveam nimic și eram atât de severi cu austriecii, și după aceea am început să închidem ochii la tot ce se întâmplă fără nicio problemă.